Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului nu va mai putea construi anumite locuințe pentru copiii din centrele de plasament și asta pentru că o parte dintre consilierii județeni s-au abținut să voteze dezmembrarea unor imobile. Direcția a propus astăzi două proiecte prin care a solicitat dezmembrarea în parcele a unui lot aflat în comuna Stolniceni-Prăjescu și al unuia din strada Brândușa, numărul 7 din municipiul Iași. Instituția intenționează accesarea programului operațional regional 2014-2020 pentru închiderea centrului de plasament Cearoseti, care ocrotește acum 135 de copii, și înființarea a 6 case de tip familial și a unui centru de zi. În comuna Cozmești, DGASPC a proiectat construcția a două module familiale. Fiecare casă ar urma să găzduiască câte 12 copii.